Dumnezeu ne-a chemat, ne-a găsit și la trei zile după pocăință lui Stanislav am plecat în altă țară. Alexandru este martor, era Transnistrie de după război și aici mai sunt și alți martori. Și acolo a trebuit să propovăduim cuvântul lui Dumnezeu și să alungăm diavolul. Țin minte, un om stătea pe scaun și a început să-și strângă picioarele sub el. Ochii lui s-au dat peste cap și au spus, nu mă călcați peste coadă. Și am înțeles că ceva aici este necurat. Și așa am învățat noi să alungăm pe diavolul. Femeile cu sticle prosape au fugit după ea, tumoarea de cancer a ieșit singură în spatele cinematografului. Iată ce slujire am avut. Diavolul a fost înfrânt, slavă lui Iisus Hristos! Dumnezeu a operat-o. Acestea sunt minuni adevărate ale lui Dumnezeu. Atunci când Stanislav a început să se roage pentru el, el a căzut pe jos, a luat un taburet și a vrut să-l spargă în Stanislav. Dar Stanislav a spus, Ducule, îți poruncesc să îngenunchezi. El a îngenunchiat și maxilarele erau strânse, Stanislav a spus, deschide gura, gura s-a deschis, Duhul a ieșit și după aceea omul acesta prima noapte a dormit liniștit. Acești demoni au plecat când Dumnezeu a fost lăsat să intre în viață. Deoarece când vine Dumnezeu, dar Dumnezeu este Duh, atunci orice alt duh necurat cu siguranță pleacă. Slavă lui Iisus Hristos! Haideți să dăm lui Dumnezeu mai multă slavă! Fii proslăvit! Fii lăudat! Domnul nostru! Dragă biserică! Haideți să-i dăm lui Iisus slavă că ne-a dat putere să călcăm peste toată puterea vrăjmașului! Că ne-a pus sub picioarele pe diavol! Că a biruit pe cruce! Că ne-ai dăruit libertate, vindicare, har. Fii proslăvit, Iisuse, fii lăudat, toată cinste ție, Dumnezeul nostru. Aleluia! Dă-i lui Dumnezeu slavă! Haideți să-i dăm! Vă iubim! Aleluia! Tot așa să vă treziți dimineața și lăudați-L pe Dumnezeu. Amin. Iisus este vrednic de toată slavă. Slavă Domnului! Astăzi este o zi minunată, o întâlnire minunată. Ați auzit deja denumirea temei de astăzi. Putem să spunem împreună alungarea diavolului. Aleluia! Să dăm lui Dumnezeu slavă că ne dă putere să alungăm diavolul. Slavă Domnului! Diavolul este deconspirat, va fi învins. Ne duceam aminte împreună cu Stanislav de tinerețea noastră, cum alungam diavolul împreună cu el. Niciodată nu am planificat să-l alungăm și nici nu știam de existența lui. Dar Dumnezeu ne-a chemat, ne-a găsit și la trei zile după pocăință lui Stanislav am plecat în altă țară. Alexandru este martor, era Transnistrie de după război și aici mai sunt și alți martori. Și acolo a trebuit să propovăduim cuvântul lui Dumnezeu și să alungăm diavolul. Când lucram acolo, vindeam cartofi, biserica s-a început în piață, vindeam cartofi până la ora 6 seara și după ora 6 până la ora 12 slujeam acasă, unde citeam Biblia. Și la aceste întâlniri de casă veneau oamenii și întrebau, aveți aici o icoană sfințită? Unde este? Ei când intrau, țineau... Și țin minte, un om stătea pe scaun și a început să-și strângă picioarele sub el. Ochii lui s-au dat peste cap și au spus, nu mă călcați peste coadă. Și am înțeles că ceva aici este necurat. Și așa am învățat noi să alungăm pe diavolul. Pe urmă am avut întâlniri în cinematograf și trebuia să propovăduiesc. Soțul meu întotdeauna era alături, mi-a ajutat. Cine o cunoaște pe Natalia Șibaeva? Ea vine și spune, îmi este rău, foarte rău. Și o întreb, cu ce pot să te ajut? Zice, m-am înțeles cu Dumnezeu că El mă va opera și va scoate tumoarea. Și cade în holul meu. Și gata, pentru 2 ore. Și cum credeți? Ce trebuia să fac? Să alung diavolul.
Dar cum credeți m-am dat seama pe cine trebuie să alung? Ce duh este? Fața ei spunea ce duh. Era duhul curviei, minciunii, fricii. Toate acestea se vedeau pe fața ei. Trebuia doar să spun următorul, următorul, următorul. Și pe urmă trebuia deja să plec să predic. Și eu spun, hai Natasha, ridică-te. Ajunge. Trebuie să mergem. Și cu durere de cap merg în cinematograf. Mă așez pe un scaun. Era o sală ca aici, s-au adunat oamenii, soțul mă păzește și am o pianistă, soția lui Alexandru Pătrate. Fata pe care am întors-o la Hristos era pianistul meu personal. Ea cânta gospel music. Și am început să vorbească ceva ce alungă pe diavol și dintr-o dată gospel music se termină și văd ceva fuge spre ieșire. Mă întorc și văd că pianistul nu mai este. Și mă gândesc, dar cum e atmosfera, ce să facem cu atmosfera? Ca să înțelegeți că nu doar Iuri alerga, deoarece el a povestit despre el. Și spun oamenilor, mă scuzați, alerg după ea, mă uit, are ochii mari, duhul fricii a scos-o afară. Mi se pare că era slujirea, se numea eliberare de frică. Ea a fugit, mă rugam pentru ea acolo. Dar închipuiți-vă, singurul pianist și în timpul laudii fuge, lasă totul și fuge. Și nu puteam cu Alexandru să cântăm fără pianist. Slavă Domnului, astăzi această femeie minunată este pastor, noi totuși l-am alungat pe diavol. Cred că Alexandru este fericit că are o soție atât de minunată și unsă. Această femeie, Natalia Pătrate, a ajutat soțului ei să intre în chemare. El timp de 10 ani se îmbrățișa cu copaci, căuta prieteni, este o poveste greu de descris. Timp de 10 ani atât de mult a rătăcit, că doar Dumnezeu a dat atâta dragoste ca să iertăm și să acoperim. Dar peste 10 ani, datorită faptului că soția era insistentă, stătea ferm în credință, lucram împreună și acum este cineva binecuvântat de slujirea lui? Soția va mântui pe soț. Pe Natalia am adus la mântuire, Iisus a mântuit, El este Mântuitorul. Pianistul meu s-a întors și a continuat să creeze atmosferă. Mă uit, încă un grup fuge din sală. Mă gândesc, ce se întâmplă? Au fugit după Natalia Șibaeva. Parcă au fost deja o ședință de 2 ore, dar Dumnezeu a dus treaba până la sfârșit. Femeile cu sticle prosape au fugit după ea, tumoarea de cancer a ieșit singură în spatele cinematografului. Iată ce slujire am avut. Diavolul a fost înfrânt, slavă lui Iisus Hristos! Dumnezeu a operat-o. Acestea sunt minuni adevărate ale lui Dumnezeu. Pe urmă, am pus afișe în întreg oraș, Iisus este calea, adevărul și viața. Și mergea o cântăreață a orașului, solista Casei de Cultură, Tatiana Crăciun. Ea acum este liderul pastorul ramurii bisericii noastre, Cuvântul Dumnezeu din Kiev. Ea a văzut și a venit. Și mă gândesc, slavă Domnului! Acum va fi atât de bine că n-am pianistă de bază, Alexandru tot vrea cântă, vrea nu cântă, are diferite dispoziții și trebuie acolo. Și o punem pe Tatiana să cânte. Și aleluia, se cântă atât de fain. Așa bine când este o cântăreață care cântă, nu? Super! Este super! A devenit atât de bine, am început să cântăm. Mă uit, oamenii din sală au ochii cât cepele, nu se mai cântă, mă întorc și văd, cântăreața mea stă întinsă pe jos. Alexandru, spun adevărul, se ține de gât, ochii mari, limba scoasă, și respiră cu greu. Și ce credeți că am făcut? L-am alungat pe diavol. Aleluia! Slavă lui Iisus Hristos! Pe urmă, am învățat să-l alungăm la repetiții. M-am gândit mai bine să-l alung la repetiții, ca să facă toate lucrurile acestea. Și pe urmă ea cânta aleluia, stătea în spate și totul era în siguranță. Și totul a devenit minunat. Mulțumim Tatianei, salutări Kievului, binecuvântăm Kievul, biserica noastră din Kiev, har peste har.
Pe urmă am plecat în Crimeea, am deschis acolo biserică, acolo șchiopii aruncau cârjele, orbii aruncau ochelarii și am întors la Dumnezeu un băiat și o fată, el era un sportiv, făcea aikido. El a venit la noi acasă, ei s-au botezat sau poate aceia s-au botezat, dar el a venit ca Stanislav să alunge pe diavol. Deoarece câte 8 ore pe zi el făcea diferite exerciții fiind în pădure din Crimeea și acest duh mereu îl îndemna să facă într-una exerciții, mereu să se antreneze. El a venit la Stanislav, s-au închis în cameră și de-abia după aceea am auzit ce mi s-a povestit. El zice, atunci când Stanislav a început să se roage pentru el, el a căzut pe jos, a luat un taburet și a vrut să-l spargă în Stanislav. Dar Stanislav a spus, Ducule, îți poruncesc să îngenunchezi. El a îngenunchiat și maxilarele erau strânse, Stanislav a spus, deschide gura, gura s-a deschis, Duhul a ieșit. Și după aceea omul acesta prima noapte a dormit liniștit. Și cu adevărat, slavă lui Dumnezeu pentru aceste lucruri. Au fost multe cazuri, nu putem să le povestim pe toate. Oamenii stăteau întins pe jos în cinematograful vechi. O tânără care ducea un mod de viață amoral, avea mulți parteneri. Și cum se începea programul de laudă, timp de un an întreg, cădea pe jos și stătea întinsă sub scaune ca o stea. Toată întâlnirea. Și o întreb, ce se întâmplă cu tine? I-a zis, din mine parcă ies dopuri, din toate locurile zboară dopuri. Un an întreg această legiune ieșea din ea. Noi nu deranjam, să stea acolo omul întins, să se elibereze. Slavă lui Iisus Hristos! Dumnezeu este măreț, ești vrednic de slavă. Văd acolo pe un afacerist, vă salut. Mă aduc aminte cum la el la bucătărie am întors la Hristos o domnișoară, era foarte posedată. O închideau în clinici, o înfășurau în covor, se așezau bărbații și împrăștia pe toți. Dar odată îl sună și spune, vino încoace. El spune, această fată este atât de slăbuță, micuță, dar în telefon este o voce atât de groasă. Ți-am spus, vino încoace, imediat. Era groaznic. Dar care era esența? Că omul a fost în biserică și cuvântul lui Dumnezeu a eliberat-o. Îmi aduc aminte, ne plimbam seara și când o întâlneam, întotdeauna asculta cuvântul lui Dumnezeu. Și sunt mulți martori cum acești demoni au plecat când Dumnezeu a fost lăsat să intre în viață. Deoarece când vine Dumnezeu, dar Dumnezeu este Duh, atunci orice alt duh necurat cu siguranță pleacă. Slavă lui Dumnezeu, slavă lui Iisus Hristos, să ne ridicăm și să-L proslăvim pe Domnul. Slavă ție, Doamne, îți mulțumim pentru libertate, îți mulțumim că adevărul ne face liber. Amin, biserică? Haideți să spunem, Doamne, ne pocăim că L-am lăsat pe diavol în inimile noastre. Doamne, astăzi am conștientizat acest adevăr. Ne pocăim, Doamne, și ne lepădăm. Și îți mulțumim, Doamne, că acolo unde este Duhul Domnului, acolo este libertate. Noi primim această libertate prin acest adevăr și spunem, diavole, pleacă din viața noastră. Îți mulțumim, Doamne, pentru eliberare, pentru iertare, pentru vindicare, căci acolo unde ești Tu, unde este adevărul Tău, este libertate. Aleluia! Să-L proslăvim pe Dumnezeu pentru acest cuvânt! Slavă, slavă, slavă Ție, Doamne! Slavă Ție, Dumnezeul Măreț! Aleluia! Îți mulțumim pentru acest cuvânt. Îți mulțumim, Duhul Domnului. Îți mulțumim, Iisuse.